Deși a fost cel mai înjurat concurent din casa Mireasa în ultimele 2-3 ore, vreau să vă spun că la final a fost felicitat și chiar a fost încurajat să urmeze cariera de jurnalist. Dima s-a ridicat chiar și l-a îmbrățișat. Vlăduț îi spunea că chiar ar trebui să urmeze cariera asta, că indiferent ce face acum nu e bine și că ar trebui să urmeze această carieră. Cătălina și ea spunea, da, pe bune, eu chiar m-am simțit ca la un interviu. Majoritatea concurenților l-au felicitat și îl îndrumă spre această carieră. Poate cine știe să o legă ceva, pentru că aspectare îl duce și mintea, ar putea să profeseze în domeniu, cred că ar trebui să aibă facultatea de jurnalism, dar acum nu mai este ca pe vremuri, am văzut că se fac niște cursuri și ușor, ușor poate ajunge acolo unde își dorește, dacă își dorește acest lucru. Până la urmă, cam asta a fost seara cu tascul, cortul din curtea casei Mireasa. Sper că v-ați bucurat și ați fost fericiți pentru câștigători. Sper ca mâine să fie o zi frumoasă, să ne bucurăm în continuare și să fim mândri de câștigătorii din seara aceasta. Adică să n-auzim chestii dobioase și să nu se întâmple lucruri necurate în cortul din casa Mireasa. Băi, eu sincer sper să nu răcească, asta e tot.